Trădinoviști și Hristos a înviat. Începem ca de obicei cu fotbalul și da, de menționat că este cam una dintre ultimele ediții pe acest sezon pentru că este final de sezon la fotbal și chiar la majoritatea sporturilor la care este plicată Dinamo. La fotbal, din păcate, în ultimul meci am remizat 3 la 3 cu Cluj. partea bună este că încă ne ținem calcule să depășim pe botoșani sau și voluntari pentru că la înfrângere Uh, cred că la ora actuală n-am mai fi avut șanse dacă am fi pierdut. Următorul meci va fi duminică de la 9 jumate cu Utarad acasă și pentru a prinde măcar un uh, loc de baraj trebuie să depășim uh, două din patru echipe pe Craiova care este peste noi numai că uh, la, acum am momentan arată clasamentul cu golaverajul, dar uh, ei au terminat peste noi în campionatul regular, deci în caz de egalitate ar fi peste noi. Deci trebuie să depășim două dintre Craiova, Poliaș, Fece Voluntar și Fece Botoșani. În caz de egalitate, doar cu Botoșani avem avantaj. Botoșan are întreplasare cu Oțelul, Oțelul Voluntar are acasă cu Ucluj, Poliaș are acasă cu Petrul Ploiești, iar Fece Ucraiova are acasă cu Fece Hermannstad nu vreau să zic care aș crede că se curcă, care nu se încurcă, pentru că fotbalul este imprevizibil, mai ales cel din Superliga. Ieri, zic că, în ultima zi a penultimei etape, Poliaș a câștigat de deplasare cu Hermaștan, Hermaștan care nu mai pierduse acasă din prima etapă cu Varul Constanța, iar Fecio Craiova a pierdut categoric deplasare la UTA Rad. Deci te-ai fi așteptat mai grav să fie invers, Craiova să bată pe UTA, pentru că Auta știu cât de tare mai vor ei să tragă, dar uite că a atras tare cât să câștige play Iar Fecher a dai fi zis că totuși vrea să-și respecte Donul să tragă tare cât să își continue seria de invincibilitate de pe teren propriu. Dar iată când a fost așa. Dinamo acum este obligată să câștige și chiar dacă este greu să spere ca două din patru echipe să se încurce. La fotbal Liga 3-a, ce se dinamă numai că și-a asigurat calificarea la baraj, dar este matematic pe locul 1. A câștigat duelul cu locul 2, să joi, 2 la 0. Au mai rămas 3 etape și acum efectiv se joacă doar pentru statistici, pentru ei. Următorul meci va avea loc miercuri de la ora 18 acasă cu Dunera Giurgiu. Pute vorbi și despre o revanșă pentru că în ultimul meci direct Dunera Giurgiu i-a bătut cu 4 la 1. Mai sunt 3 meciuri din acest playoff. Și în semifinale va cu locul 2 din uh, seria 3, care va fi Dunera Călăraș sau Agricola Borcea. Momentan, la cum uh, pare clasamentul, cred că va fi Dunera Călăraș sau uh, 5 puncte avans și doar 3 etape rămase. Dar să vedem că sigur este și un meci direct între cele două, iar într-o eventuală finală meciul va fi contra acestea fumați. Sau una din echipele care a tot jucat sezonul ăsta, CSB Săblejoi sau Opeși la Orden sau chiar la georgiu dar totuși Dunăra-Georgiu se pe locul 2, este puțin cam SF. La fotbal feminin Liga 3, -a, Dinamo a pierdut disputa de acasă cu Chindia Târgoviște 0-4, iar următorul meci va avea loc duminică de la ora 11 în deplasare cu Concordia Chiajna. Este pe ultima etapă, iar în ultima etapă va întâlni pe voluntari acasă. Dinamo care după 14 meciuri are două puncte, dar totuși este abia primul sezon de la revenire, deci este de înțeles să fie un sezon de reabilitare, de revenire, puțin mai slăbuț. Echipa de handbal nu are meciuri în săptămâna asta, și până pe 25 mai este meciul de campionat cu CSM București, care este pe 19, dar la sigur îl va câștiga. Este ultima etapă și după ce urmează semifinala European League, Final four de la Hamburg contra Flensburg este semifinala, iar în celălalt meci se tânesc Reinecar Necar și Fuxie Berlin, iar finala va fi o zi mai târziu. Un Final Four pe care nu n-am mai fost din la acest nivel de foarte mulți ani. Și da, semifinale cu contra trei echipe din Germania, să că la Hamburg se anunță o misiune foarte dificilă. Ar fi o performanță foarte, foarte mare să se califice în finale și o performanță poluitoare să, să câștige trofeul. Dar, Doamne ajută, să se întâmple asta. Ar fi incredibil și foarte bine ar fi. La basket, Dinamo a pierdut semifinala final la locurile 5-8 cu Rapid, 0-2 la, general și am se pregătește pentru finala locurilor locurile 7-8 contra CSU Sibiu, care la rândul lor a pierdut cu CSM Constanța 1-2 la, general. Primul meci va avea loc miercuri de la ora 19 în deplasare, iar meciul 2 va avea loc duminică de la ora 18. Momentan văd că nu scrie ora, dar cred că pe acolo va fi. Se joacă cel mai bun din trei, deci din este obligată să câștige măcar un meci din astea două pentru a duce meciul la unul decisiv care s-a jucat la Sibiu. Dacă ar ambele meciuri, nu s-a mai jucat meciul 3, ceea ce e scenariul cel mai bun. și totuși, chiar și dacă ar pierde această finală, locul 8 reprezintă o performanță mai bună decât sezonul trecut, atunci când au terminat doar pe locul 9. La volei masculin a fost Final de sezon, duelul cu Rapid a fost o serie incredibilă și plină de suspans și dramatism. Primul meci la a Rapid cu 3 la 1, după ce am la noi 3 la 2. După ce Rapid din nou a condus 2 la 1 la general, câștigând la noi acasă, bine și noi am câștigat la Rapid acasă meciul 2. După ce am câștigat noi cu 3 la 0, după ce câștigați ei cu același scor, 2 la 2. Dar, din păcate, în meciul decisiv care s-a jucat la rapid, s-au impus categoric 3 la 0, 3 la 2 la general și trebuie să ne mulțumim, la fel ca să nu trecut doar cu locul 4, atunci a pierdut cu Craiova, acum, din păcate, pierdem derby-ul cu rapid. Să sperăm că va fi mult mai bine să următor, să creștem puștin ștacheta, iar titlul, din câte vedeți, a fost câștigat surprinzător, a zice eu, de cei de la Corona Brașov, care a fost nou promovată și a oprit seria de dacă nu mă șer, cinci titluri consecutive a Arcadei Galați. Felicitări lor și baftă tuturor echipelor în sezonul următor, dar mai ales lui Dinamo. La volei feminin, cred că îmi permis să zic că o dezamăgire foarte mare pe final sezon. Am pierdut și disputa cu Corona Brașov, 0 la 2 la general, 1 la 3, 2 la 3. Și totuși terminăm avea pe loc cu 8 după ce sezonul regular a fost destul de promițător. Era acolo aproape de voluntar, de Lugoj... Uh, și totuși să termini pe locul 8, să fii cea mai slabă din seria asta. Ok, nu se așteptat nimeni să câștigi uh, trofeul, nu, se poate nimeni să te termini pe locul 4, dar poate erau pretenții pe care locul 5, să câștigi așa final de locurile 5-8. Dar iată că n-a fost deloc așa. De exemplu, Feciu Voluntar, care a terminat cu acea serie de 14 victorii și 8 înfrângeri, a câștigat uh, trofeul 3-0 la 0, general cu Alba Blaj, deci au uh, aproximativ același parcurs cu voluntar în sezonul regular, ea având cu două puncte în plus, dar totuși diferența este, a fost una foarte mică, dar iată, în timp ce una termină pe locul 1, alta termină pe locul 8, unul dezamăgitor, prezent un duel cu Corona Brașov care a fost mult sub restul, mai ales, chiar și sub ce se bucurești. Apollo, din păcate, din nou a pierdut și meciul 2 cu Steaua București 7 la 12, este 0 la 2 la general, iar Dinamo va juca meciul 3 acasă, sâmbătă 11 mai, ora 11, un duel care este obligat să-l câștige pentru că se joacă cele mai 5 și dacă va pierde acest meci, se face 0 la 3 la general și nu mai poți să egalezi situația, Dinamo este obligat să-l câștige meciul să facă 1 la 2, după aceea meciul 4 se joacă tot acasă, ar putea să facă 2-2. Iar un eventual uh, match final, match uh, decisiv se juca la steaua acasă, deci da Dinamo este obligat să scrie aceste două meciuri pentru a rămâne în cărți pentru marele trofeu.